totdeauna românescă, așa cum este și ființa, a avut loc în cadrul de mare sărbătoare națională, aniversarea a 25 de ani de la prima lipire a acestei provincii la patria mamă. Cu acest prilej s-au desfășurat mari festivități aniversare în prezența reprezentantului Maiestății Sale Regelui, a domnului Mareșal Ion Antonescu, conducătorul statului, a membrilor guvernului, în frunte cu domnul prim-ministru Mihai Antonescu, a membrilor Sfatului Țării, care acum 25 de ani au semnat actul unirii, a reprezentanților armatei și ai tuturor provinciilor românești, a căror prezență a fost semnul solidarității nezdruncinate pentru stăpânirea poporului român asupra acestei provincii românești. O mulțime imensă a venit la Chișinău din toate colțurile Basarabiei pentru a sărbători unirea și pentru a mărturisi încă o dată încrederea în biruința românească. Mareșalul conducător, prin înțelepciunea și voința căruia ne-am întors iarăși la renumere de apărători ai civilizației și ai credinței creștine pe care l-am avut în trecut, a fost viu aclamat de mulțime pe tot parcursul drumului de la gară în oraș. Voința mareșalului a redat Basarabiei libertatea și onoarea. Basarabenii nu vor uita niciodată aceasta. Entuziasmul lor mărturisește recunoștința și dragostea credincioasă. Drumul de închinare și de proslăvire a trecutului românesc, renăscut în faptele de vitejie ale prezentului, s-a oprit întâi în fața statuiei voievodului, care a scris cea mai strălucită pagină a istoriei glorioasei Moldove, Ștefan cel Mare și Sfânt. Reprezentantul Maiestății Sale Regelui, Mareșalul Conducător și Guvernul au depus coroane la statuia voievodului. În fața amintirii lui, sufletele s-au legat ca luptând să păstreze în veșnicie drepturile neamului. De la Ștefan cel Mare, ctitor de altare, fără asemănare până în zilele noastre, biserica a rămas temelia vieții spirituale a acestui neam. În biserica neamului s-a dus mareșalul ca să rostească în fața altarului conștiinței românești mărturie de credință și de luptă neînfricată pentru tot ceea ce este românesc. Ceea ce a spus mareșalul în catedrala de la Chișinău este crezul lumii românești de astăzi. Români de aici de pretutindeni, cinstim azi împlinirea unui sfert de veac de la reîntruparea Basarabiei în unitatea neamului prin voința poporului moldovean, care în martie 1918 și-a afirmat aici în Chișinău hotărârea lui de a reveni la trupul neamului românesc. Această închinare românească are azi o întreită semnificație istorică. Cinstim azi voința de viață, afirmată acum 25 de ani de moldovenii Basarabiei noastre, cinstim în același timp fapta de dezrobire, care în 1941 a șters din istoria noastră popasul întunecat al năvălirii din 1940 și mai presus de toate, cinstim lupta eroilor noștri care au readus neamului pământurile care ale lui au fost și ale lui au să fie. N-am lovit în nimeni niciodată și niciodată neamul românesc n-a râvnit pământuri care nu erau ale lui. Noi nu putem fi acuzați că purtăm în răsărit un război de agresiune și de cotropire. Noi ducem un război sfânt de apărare a unității neamului și înghiguirea primejdii care amenință civilizația Europei. De aceea, atunci când nevoi de apărare militară ne-au cerut să ne apărăm pământurile, ferindu-le de la distanță de o nouă năvălire de dincolo de Nistru, noi n-am dus acolo nici sabia răzbunării, nici grozăvia distrugerii, ci prin locurile pe unde am luptat și poposit, am dus crucea reîncreștinării și fapte de sprijinire a unei populații zdrobite de nedreptăți sociale.
români, din acest loc al suferinții românești, din acest loc unde sângele nostru a curs pentru apărarea drepturilor și onoarei noastre, dar și pentru apărarea crucii și a Europei, noi avem datoria să spunem că dacă l-am fi făcut așa, am fi trădat nu numai legile de onoare ale unității românești și ale istoriei pământurilor noastre, dar am fi primejduit însăși existența noastră latină la gurile Dunării și Marea Neagră. De aici, de pe pământul dezrobit al Basarabiei, în această zi, care cinstește fapta de român și de oameni de stat, a acelora care la 1918 și-au scuturat jugul pentru ca prin voința lor să asigure unitatea neamului, afirm dreptul nostru asupra acestui pământ, dreptul nostru la onoare și la unitatea ființii românești. Pământurile unui neam sunt părți din sufletul lui și nimeni nu poate și nu are dreptul să le uite sau să le trădeze fără a-și trăda propriului suflet de român. Oricare ar fi aceste pământuri, noi avem datoria să luptăm pentru ele. Azi urez neamului întreg și cer românilor de pretutindeni să-și unească credința, munca și jertfa, pentru ca să asigurăm temeliile veșnice ale unității românești de totdeauna și rostul nostru în Europa de mâine. După ce a rost curs din catedrală, mareșalul conducător a primit defilarea, omagiu de tinerețe și de voință românească al Basarabiei. Marșurile biruinței românești răsună în voie pe pământurile eliberate. Este cântecul tinereții, din care va crește și se va înălța în soare viitorul neamului. Mareșalul conducător s-a întreținut cu personalitățile vieții românești venite din toate colțurile țării. Majestatea sa regelui Mihai I, însoțit de domnul mareșal Antonescu, comandantul de căpetenie al oștilor româno-germane din sud, a vizitat pozițiile avansate ale frontului din Ucraina. Care operează în Ucraina, domnul mareșal Ion Antonescu stabilește planul de operațiuni pentru încercuirea Odesei.